Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. A fost un an sau o primă parte a acestui an destul de complicată din punct de vedere politic, poate chiar și administrativ pe aici, pe acolo, acolo unde primarii și președinții de consilii județene încă și-au mai dat interesul de a realiza anumite proiecte pentru comunitățile pe care le-au reprezentat sau le reprezintă în continuare. Și urmează cealaltă jumătate a anului, probabil la fel de interesantă din aceste puncte de vedere. Să nu uităm, totuși, de Parlamentul European. De multe ori, unii dintre dumneavoastră au privit așa cu scepticism ceea ce se întâmplă acolo. Lucrurile, vreau să cred eu, că s-au mai schimbat între timp și deciziile luate la acest nivel pentru fiecare dintre noi până la urmă cred că v-au mai schimbat așa puțin direcțiile din acest punct de vedere. Bineînțeles, sunt decizii care pot să vină în sprijinul nostru, altele sunt destul de atacate, să spunem, chiar și de către cei care ne reprezintă în Parlamentul European. Dacă s-au încheiat alegerile locale și cele europarlamentare, în Parlamentul European, luna trecută, au continuat alegerile și o să discutăm astăzi despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă aici, dar și ce o să urmeze, pentru că suntem curioși, nu, să vedem în ce direcție ne îndreptăm din multe puncte de vedere. Și astăzi alături de mine este domnul Iuliu Winkler, europarlamentar din partea Partidului Popular European și președintele UDMR al județului Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Vă mulțumesc frumos pentru invitație, salut pe cei care ne urmăresc și, da, într-adevăr, avem ce vorbi despre ultima lună sau, în fine, prima lună a noului mandat din Parlamentul European, care durează 5 ani, după cum știți. Deci, până în 2029, alegătorii din Uniunea Europeană și-au spus cuvântul, au ales. Acum e o problemă dacă ceea ce s-a întâmplat în ultimele 4 săptămâni în Parlamentul European a ținut cont de preferințele alegătorilor sau nu, respectiv cine sunt alegătorii mulțumiți și cine sunt alegătorii nemulțumiți de ceea ce s-a decis în Parlamentul European. Sigur că pare departe, dar de fapt nu este. Și vedeți că ne aflăm în mijlocul acestui an super electoral în România. Noi acum probabil apucăm să ne tragem sufletul pentru foarte puține zile și de fapt suntem deja în miezul campaniei pentru alegerile prezidențiale din România și alegerile pentru Parlamentul României. Respectiv vom avea încă un moment sau momente foarte, foarte interesante și unele dintre ele tensionate. Nu mă refer la județul Hunedoara, în mod special mă refer la întreaga țară, pentru că știm foarte bine că mandatele primarilor, ați făcut referire la primarii aleși, realeși sau nu, în diversele localități, mandatele actuale se încheie de-abia pe 20 sau 21 septembrie și primele, ultima săptămână din septembrie, prima din octombrie, va fi aceea a intrării în funcție a noilor consilii locale, consilii județene. La noi în județul Hunedoara sunt câteva schimbări notabile, dar sunt și foarte mulți aleși locali care își continuă mandatul. Eu, cum am făcut-o și într-o conferință de presă, o fac și acum, pentru că încă suntem în această perioadă, îi felicit pe toți cei care au fost aleși. Îi felicit pe toți cei care vor conduce destinele comunităților mai mici, mai mari, orașe, municipii din județul Hunedoara, pe președintele reales sau Consiliului Județean și pe noi consilieri județeni sau cei care își continuă activitatea și îmi exprim dorința și deschiderea ca președinte al UDMR, care este o organizație micuță, noi nu uităm niciodată că suntem o organizație micuță în județul Hunedoara, îmi exprim această deschidere pentru colaborare pe care cred că au știut-o sau o cunosc toți partenerii politici și spirit în care cred că este bine să mergem mai departe în județul Hunedoara. Noi vom face tot ce ne stă în putință să colaborăm, să găsim ecuații politice viabile și, sigur, nu vă ascund, vorbeam de anul electoral,
Nu vă ascund că pe de o parte suntem foarte mulțumiți de rezultatul din 9 iunie, pe de altă parte ne dorim ca pe 1 decembrie să mai facem noiul de mereu încă 9 iunie, adică să avem rezultate foarte bune și pe baza acestora să participăm la o următoare coaliție de guvernământ. Este intenția pe care o expunem într-un mod foarte clar și deschis, evident, dacă condițiile se îndeplinesc pentru acest lucru. A fost o perioadă complicată, cum spuneam, destul de agitată pentru mai toți politicienii din întreaga țară. În județul Hunedoara, UDMR a reușit totuși să aducă un număr destul de important de consilieri locali în diferite primării, în diferite administrații publice locale. Sunteți mulțumit de ceea ce au reușit colegii dumneavoastră să realizeze în această campanie electorală la aceste alegeri locale și mai apoi să ne spuneți și în ceea ce vă privește, pentru că, iată, sunteți încă de la începutul a tot ceea ce a însemnat Uniunea Europeană, Parlamentul European, sunteți acolo și reprezentați toți românii. Acum, să știți că dacă vorbim de rezultatele din județul Hunedoara, evident că am fost bucuroși și mulțumiți de aceste rezultate. Eu vă mulțumesc că ați spus că avem mulți consilieri. Nu avem, avem foarte puțini consilieri, dar suntem mai undeva... Spuneați că oricum nu sunteți o organizație atât de mare. Exact. Și raportându-ne la asta... Deci suntem prezenți cu doi consilieri, sau vom fi în mandatul următor cu doi consilieri în Consiliul Local din Deva, ceea ce este important pentru că e reședința de județ. Am reușit să recâștigăm pozițiile la Hunedoara. În municipiul Hunedoara avem de asemenea doi consilieri și este foarte bine că este așa, suntem foarte mulțumiți. Am fost foarte aproape la Lupeni. Ne-ar mai fi lipsit câteva voturi ca să intrăm în Consiliul Local din Lupeni și ne pare foarte rău că nu am reușit acest lucru. În general, și sigur, n-am reușit să intrăm în Consiliul Județean Hunedoara pentru că nu, cele 14-15 mii de voturi care sunt necesare pentru a atinge pragul electoral la nivelul județului nu ne stau la dispoziție, deci nu am reușit să facem acest lucru. Am reușit însă să avem un număr de voturi mulțumitor pentru Parlamentul European. Și mulțumesc pe această cale și celor care ne-au ajutat, celor care au înțeles, au gândit că, domnule, UDMR-ul poate că a făcut ceva pentru județ, poate că e o formațiune care își ține totdeauna promisiunile, care se ține de cuvântul dat. Și mai contează și omul, astfel, să știți, de foarte multe ori. Mulțumesc frumos! Deci eu întotdeauna m-am străduit să fiu extrem de corect, extrem de loial obiectivelor noastre și loial în Bruxelles, bineînțeles, că trebuie să fii loial și intereselor țării, acelui interes național care nu trebuie luat niciodată și eu niciodată nu l-am luat, n-am luat această sintagmă într-un mod peiorativ, pentru că interesul național nu este acela care se strigă în gura mare, ci este acela care se înțelege în domeniul economic, în domeniul securității, în domeniul cooperării al parteneriatului estic. Uitați-vă ce ne aduce istoria, fără să știi, pentru că nu ne-am dorit niciunii război în Ucraina, nu ne-am dorit să fie aceste tensiuni grozave, dar iată că aceste tensiuni, pentru că trebuie să spunem lucrurile așa cum sunt, realitatea. Fără războiul din Ucraina, Moldova niciodată nu ajungea, mă refer la Republica Moldova, să negocieze, iată, aderarea la Uniunea Europeană, fiind un stat candidat pentru aderare în mod oficial, negocierile au fost deschise și este această oportunitate istorică pentru România, care evident că are un interes strategic legat de Republica Moldova, nu mai trebuie să explicăm aceste lucruri. Deci iată că istoria cu răsturnările, unele negative, altele pozitive, care se întâmplă dincolo de voința noastră, pentru că noi nu am putut să influențăm nici de la București, nici de la Deva ce decide Putin la Kremlin și cum anume se desfășoară marea strategie a imperialismului rus, pentru că asta este până la urmă, începând din epoca țaristă, trecând prin epoca Uniunii Sovietice și acum în această nouă epocă a reașezării puterilor și a echilibrului global de putere, pentru că ne aflăm într-o epocă de reașezare extrem de interesantă, extrem de plină de capcane, dar plină și de posibilități. Acum, sigur,
Important e ca la, dacă vorbim de Republica Moldova, important e ca la Chișinău să rămână un guvern pro-european. Dar dacă rămâne, ei au această perspectivă de aderare la Uniunea Europeană, un lucru extraordinar pentru, mica națiune sau micul popor moldovean. Credeți că va fi un mandat mai dificil din acest punct de vedere? Pentru că totuși lucrurile s-au schimbat în ultimii ani și în ceea ce privește războiul și deciziile pe care unele state le-au luat. Acum, caracterul dificil al mandatului rezultă din foarte multe elemente, și tranziția economică și tranziția energetică. Ce se întâmplă la Washington? Ce se întâmplă între Washington și Beijing? Ce se întâmplă între Washington și, și Kremlin? Și aspecte care ne vizează Rusia, și pe noi. Aspecte care toate, absolut toate ne vizează pe noi. Noua politică de securitate a Uniunii Europene. Avem nevoie de o așa zis armată europeană. Avem nevoie de o politică de securitate proprie care să fie complementară cu NATO, pentru că nimeni, niciun om cu scaun la cap nu poate gândi înlocuirea umbrelei NATO cu altceva. Nu există altceva. Deci noi trebuie, europenii și România, bineînțeles, să rămânem sub această umbrelă NATO, dar trebuie să gândim în termeni reali situația care este. Nu e numai Ucraina. Uitați-vă ce se întâmplă în Israel. Deci uitați-vă că în loc să dea semne de, eu știu, o evoluție către armistițiu, către oprirea ostilităților, sunt victime nevinovate care deocamdată vedem escaladare. Deci exact. Ultimele zile ne-au arătat că și în Israel și în politica regională de acolo din zonă se întâmplă lucruri nedorite. Noi, evident, dacă ne întrebați, și multă lume pune, simplificând oarecum, pune situația în termenii aceștia, cei care doresc pacea, cei care doresc războiul. Noi, dacă ne întrebați UDMR, dorim pacea, bineînțeles, și cred că orice om din România dorește pacea. Întrebarea se pune: ce rol putem noi juca în acest proces de pace, care trebuie să fie atitudinea Uniunii Europene și cum putem să ajungem la o situație în care părțile implicate se așează la masă și recurg din nou la dialogul diplomatic. Este extrem de complicat, este extrem de greu să spui lucrurilor pe nume sau să spui lucrurile bune care trebuie să fie spuse. Însă vă spun un singur lucru, că ne aflăm în această capcană a comunicării simplificate. Comunicare simplificată. Să fie pace. A, da, evident, ne dorim să fie pace, dar ce pot face eu pentru acest lucru? Ce poate face România pentru acest lucru? Să ne simțim în siguranță. Rolul unui guvern, oricare ar fi acela, este în primul și în primul rând de a asigura siguranța și apoi bunăstarea cetățenilor țării pe care o administrează. Și atunci, cum trebuie să se comporte guvernul de la București? Niște întrebări foarte, foarte dure, care dure, care directe, sincere, da, până la urmă, pentru că oamenii vor să știe de aceste lucruri. Vor răspunsuri. Sigur că da. Oamenii vor să știe atitudine politică, deci de partea cui ești, și vor să afle măsurile pe care le vei impune dacă ești la guvernare sau dacă îți dorești să ajungi la guvernare. Și atunci eu cred că este foarte, foarte important să spun un lucru, cred că l-am mai spus la dumneavoastră într-o emisiune mai de mult, vis-a-vis de acest război comunicațional. Pentru că vedeți că este un război al comunicării, un război al informației, al știrilor false și așa mai departe. Dacă o problemă este complicată, atunci ea nu are soluție simplă. Deci cei care spun, acum eu mă uit la Washington, probabil că vedem deja candidații. În fine, Kamala Harris nu este încă un candidat oficial, dar toate semnele arată că se îndreaptă către acolo. Care sunt șansele? Eu văd că sunt undeva 50-50, deci deocamdată este o bătălie deschisă. Dar unul dintre candidați, mă refer la fostul președinte Trump, spune, dacă eu sunt președinte, a doua zi va fi pace la Kiev. E un răspuns simplu, parcă mi se pare că este un răspuns prea simplu la o întrebare prea complicată, dar să vedem. Da, politica are până la urmă aceste jocuri în spate și răspunsul lui Trump a fost într-adevăr unul mult prea simplu.
Să vedem dacă și rezultatele vor fi la fel sau nu. Până una alta, și România are de suferit din cauza acestor decizii. Deși la începutul acestui război, mulți spuneau, mulți dintre români, cu ce ne afectează pe noi? Nu avem noi nicio treabă cu ceea ce se întâmplă în Ucraina. Iată că lucrurile au început să se schimbe și oamenii să înțeleagă cu ce ne afectează acest tip de război. Eu consider că România și-a jucat bine cărțile și în prima clipă, în 2022, atunci când a izbucnit conflictul, și accentul a fost pe ajutorul umanitar. Eu cred că nu doar guvernul și organele publice și-au făcut datoria, dar și oamenii și-au făcut datoria într-un mod exemplar. Datoria creștină până la urmă, pentru că e vorba, dincolo de datorie cetățenească, cred că este vorba de o atitudine creștină. Omul care este la ananghie, care este în necaz, care este în suferință, trebuie ajutat. Acum, sigur că am ajuns în zona, de mult deja, am ajuns în zona consecințelor de securitate și a consecințelor economice. Și atunci România sper că va putea să continue să joace bine cărțile în acest context. Parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite este o ancoră foarte importantă și faptul că noi suntem membri ai Uniunii Europene este a doua ancoră importantă. Cu aceste două ancore și cu un guvern care să fie bine conectat la Uniunea Europeană, bine conectat la Bruxelles și bine conectat la Washington, respectiv membru activ în NATO și membru, dacă se poate, mai activ în viitor al Uniunii Europene, eu cred că avem toate șansele să putem să asigurăm ceea ce cetățenii noștri doresc. Deci, în primul rând, securitatea și apoi, sigur, bunăstarea. Toate aceste aspecte mai țin și de noi ca stat. Ele, evident că țin și de noi și țin dincolo de, eu știu, de conformismul cu care noi ne-am obișnuit. Da, noi întotdeauna vrem ce spun francezii, noi întotdeauna suntem de acord cu francezii, noi întotdeauna în Uniunea Europeană avem poziții care să fie necontroversiale. Acum, eu cred că cumva încet acest lucru ar trebui să se solidifice cumva, să se fortifice. Deci, opiniile noastre contează. Suntem o țară medie, nu suntem o țară foarte mică în Uniunea Europeană. Suntem amplasați acolo unde suntem, unde ne-a pus Dumnezeu, la granița cu Ucraina. Adică în momentul în care eu discut lucrurile acestea cu colegii mei la Bruxelles, le spun mereu, dragilor, noi la Bruxelles avem vreo 2500 de kilometri până la Kiev, dar eu când mă duc acasă în circumscripția mea, de exemplu la Baia Mare sau în satul mare, sunt la 400 de kilometri de Kiev sau 500, deci este o cu totul altă perspectivă. În momentul când vorbim despre Dunăre, în momentul când vorbim despre comerț, în momentul când vorbim despre agricultură, știți povestea cerealelor ucrainene și așa mai departe, păi ele, aceste produse agricole din Ucraina, nu au afectat economia belgiană. Au afectat economia noastră, a României, a Poloniei, a Ungariei, a Slovaciei. Deci, în momentul în care tu spui ajutor, e foarte bine, dar ajutorul trebuie să nu te pună pe tine în poziție dezavantajoasă. Asta practic a și nemulțumit parte dintre fermieri. Și a nemulțumit foarte mult. Noi cred că trebuie, și asta m-a tras atenția la Bruxelles împreună cu mulți dintre colegii europarlamentari, sau, mă rog, mulți, câțiva dintre ei cu care am putut colabora foarte bine pe domeniul comercial, pe domeniul agricol, am avut rezultate, adică s-au activat acele mecanisme. Acum vedem că ele pe rând s-au activat mecanismele de urgență ale Uniunii Europene pentru anumite cereale, pentru ouă și produse din pui. Deci, sigur că trebuie să ajutăm, dar poate că acel ajutor care ne pune pe noi în dezavantaj nu e cea mai bună soluție. Și sigur, rămâne, ca să închidem subiectul Ucraina cumva, cred că rămâne subiectul extraordinar de important și plin de potențial al reconstrucției. Și nu trebuie văzut secvențial. Întâi avem nevoie de armistițiu, apoi de pace și apoi de reconstrucție. Reconstrucția Ucrainei se întâmplă acum, când noi vorbim, pentru că e nevoie să fie reconstruite acele obiective civile, spitale, școli, centre comerciale și așa mai departe care au fost distruse. Și reconstrucția Ucrainei nu se va face din Belgia sau din Spania. Reconstrucția Ucrainei se va face din România, eventual
Slovacia, eventual Ungaria, Polonia, sigur. Deci, și este... cu siguranță unii se vor întreba, fiind și noi, și Franța, și Belgia, sub aceeași cupolă, nu, a Uniunii Europene, de ce să nu participe și alte state la reconstrucția acestei țări? Nu e vorba de finanțarea reconstrucției, este vorba de acea poziție logistică în care bazele logistice, așa cum în domeniul apărării sunt niște reguli, tot așa și economia are niște reguli, deci nu o să poți face baze logistice pentru reconstrucție în alte țări decât în țările frontaliere. Și atunci este evident o competiție între Polonia și România, sunt cei doi actori majori din zonă, dar dacă noi suntem înțelepți și avem măsuri bune la nivel guvernamental și, în fine, evident că în decembrie vom avea un nou guvern care va putea sau nu să fie proactiv pe dimensiunea asta, eu cred că putem să avem mult de câștigat. Nu e o chestiune cinică, nu e vorba de cinism aici, să profiți de război, nu. Oricum, războiul s-a întâmplat, eu sper să se termine în curând, dar nu știu și nu am niciun element sau nicio informație. Nimeni nu are informații. Vedeți că nimeni Trump are, nu? Această informație. Trump are această informație despre a doua zi când domnia sa va fi președinte, respectiv analiștii care au poziții contrare. Și dacă vedeți puțin summitul de la NATO, summitul NATO, care recentul summit, care a fost summitul aniversar al aniversării formării NATO, practic s-a convenit asupra unor măsuri pentru următorii 4-5 ani de zile. Deci este, nu sunt un expert în domeniu, dar așa am citit că este pentru prima oară când se iau măsuri pe termen mediu, care sunt trecute în niște documente, în așa fel încât linia pe care va merge NATO să fie oarecum prestabilită. Acum asta înseamnă că undeva niște analiști, niște oameni și instituții care urmăresc aceste fenomene sunt de părere că războiul o fi de lungă durată. Eu nu-mi doresc acest lucru, dar nici nu-l pot influența, respectiv cred că trebuie să luptăm noi în Parlamentul European pentru cele mai bune soluții care să nu ne pună în dezavantaj. Deci asta este foarte important, să apărăm interesele economiei românești, să apărăm interesele industriei energetice, asta este din România, da. Aici putem interveni, să apărăm interesele fermierilor din România și aici putem interveni. Deci asta este treaba noastră categoric în următoarele luni și în următorii ani. Vom urmări cu siguranță și este un subiect urmărit la nivel internațional până la urmă acest război și care sunt consecințele despre care am mai discutat și cu alte ocazii. Ne-ați explicat în linii mari și dumneavoastră astăzi. Spuneam în debutul acestei emisiuni că alegerile nu s-au încheiat în 9 iunie. Ele au continuat, iată, și în Parlamentul European și au fost și unele surprize pentru unii atunci când a venit vorba despre alegerea celor care conduc, să spunem, Parlamentul European. Da, acum trebuie spuse foarte pe scurt, pentru că noi avem niște reguli foarte complicate pentru orice și ca să înțelegem cu toții. Să simplificăm. De ce ne trebuie așa de multe reguli? Păi, stimați urmăritori, dacă ne gândim la o chestiune foarte simplă, venim în Parlamentul European din 27 de state membre. Vorbim 24 de limbi. Suntem 720 de oameni. Fiecare având și interese personale, pentru că evident că dorim să ieșim din rândul mediocrității colegilor noștri și să ocupăm o funcție de conducere, să fim recunoscuți și așa mai departe. Avem interesele partidelor care ne trimit acolo, pentru că la un moment dat, evident că chiar dacă venim din România, probabil că opiniile noastre din UDMR sunt ușor diferite de opiniile colegilor din PSD sau opiniile colegilor din USR. Deci, evident că avem soluții diferite la anumite provocări în funcție de partidul care ne-a mandatat să devenim parlamentari europeni. Și atunci toate aceste interese trebuie acomodate în așa fel încât să rezulte o instituție care poate funcționa. Ea are nevoie de președinte, are nevoie de vicepreședinți, avem 20 de comisii de specialitate, fiecare din comisii au nevoie de președinte și vicepreședinți. Faceți și atunci, parte din da, comisii. Am rămas în continuare vicepreședinte al Comisiei pentru Comerț Internațional, ca în ultimii 10 ani, de altfel continui această activitate. Am schimbat comisiile în care lucrez într-o oarecare măsură, voi lucra în Comisia pentru Industrie și Energie, care este, tocmai am vorbit
despre aceste subiecte, e foarte dificil, dar e crucial pentru România. Deci avem nevoie de cât mai multă putere de, eu știu, influențare în această comisie. Este o comisie mare, numeroasă, cu mulți membri și sper că voi putea să continui colaborarea cu industria românească, pentru că în toți anii aceștia, evident că am avut întotdeauna colaborare cu industria metalurgică, cu industria cimentului, cu diverse alte, cu camere de comerț din România, cu întreprinderi mici și mijlocii, cu industria energetică, chiar dacă nu sunt eu însumi un specialist în domeniul energetic, dar totuși am noțiunile de bază care să-mi permită să, eu știu, să ajut anumite interese care sunt bune pentru România. Deci voi lucra în Comisia pentru Industrie și am revenit după o pauză de 5 ani în Comisia pentru Dezvoltare Regională, pentru că acum se va întâmpla un lucru foarte important acolo, și anume deja din ianuarie, de la începutul anului viitor, vom începe dezbaterile pentru noile politici europene după 2027. Suntem în 24, la anul vom fi în 25 și totdeauna ultimii 2 ani din epoca, din perioada de programare financiară, așa se numește ea, perioada de programare financiară multianuală, se pregătesc următorii pași. Am vorbit, haideți să facem o mică paranteză, am vorbit despre aceste noi interese ale Uniunii Europene. Stabilitate, securitate, o industrie militară europeană și așa mai departe. Toate aceste lucruri au nevoie de bani. Pentru că fără bani, nu mai știu cine, un analist sau un rege sau nu știu cine a spus, domnule, pentru război am nevoie de 3 lucruri. Bani, bani și bani. Deci, cu troc nu se poate face, e cam greu. E nevoie de bani în Uniunea Europeană. De și unde? De unde să luăm banii? Păi de acolo, de unde sunt mai mulți. Adică din două politici foarte importante, politica agricolă comună și politica de dezvoltare regională. Care e interesul României? Păi să continue și ba din potrivă, să nu avem bani mai puțin, să avem bani mai mulți și la agricultură și la dezvoltare regională. Și atunci, deja, iată primul, nu vreau să-l numesc conflict, dar prima tensiune. Deci va trebui să apărăm politicile care sunt importante pentru țara noastră și va trebui să ne luptăm cu cei care au alte interese, care au interese contrare. Și atunci, închizând această paranteză, revin la alegerea conducerii. Evident, ne-am ales conducerea proprie, dar am mai ales o persoană importantă și anume președintele Comisiei Europene. Aici, sigur că lucrurile nu s-au întâmplat chiar așa cum ne-am fi dorit noi, cei de la UDMR, și voi explica imediat. Noi nu am votat-o pe Ursula von der Leyen în Parlamentul European. Nu am votat-o nici la Congresul de la București al EPP-ului din primăvara acestui an. Atunci, cei 7 delegați ai UDMR la Congres au votat împotriva Ursulei von der Leyen. Considerăm că am avea nevoie de o altă persoană, pentru că considerăm că modul prea ideologizat în care a funcționat Comisia Europeană în ultimii 5 ani este un mod care nu este chiar ok pentru Europa Centrală și de Est. Noi mai avem un motiv foarte important, și anume acela legat de inițiativa cetățenească cu privire la drepturile minorităților, care a fost refuzată de Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen. Și atunci, aici, cred că e nevoie de un pic de o mică explicație politică, dacă îmi dați voie. Dacă ne amintim de campania electorală, foarte mulți au făcut campanie cu sloganul schimbării. Avem nevoie de schimbare. Avem nevoie de Uniunea Europeană care să fie mai atentă la regiuni. Avem nevoie de Uniunea Europeană care să fie mai mult de partea tranziției juste. Pentru că avem tranziție verde, avem tranziție digitală, avem tranziție energetică, avem nevoie de ele, dar nu cred că Uniunea Europeană este fair play atunci când ne spune că din 2035 ne vom plimba toți cu mașini electrice. Nu se va întâmpla acest lucru. Nu ne vom plimba cu mașini electrice. Ni s-a spus acum 3 ani că ele se vor ieftini spectaculos. Nu s-au ieftinit, s-au scumpit. Nu vreau să intru, că e o discuție foarte lungă. Sunt și alte chestiuni legate de combustibil, legate de ce fel de tranziție face Germania, care închide 3 reactoare nucleare și a doua zi deschide nu știu câte centrale pe cărbune. Cărbunele e murdar, ni se spune nouă. Păi în Germania nu e murdar. Nu suntem toți egali în această Uniune Europeană. Și atunci, aceste subiecte sigur că au determinat dorința pentru schimbare. Partidele
mai ales verzii și liberalii, au pierdut în alegerile pentru Parlamentul European. Verzii au pierdut foarte mult în Germania, liberalii, acest Renew Europe, deci practic macroniștii au pierdut foarte mult în Franța. Cu toate acestea, ne trezim după alegeri că aceleași grupuri fac majoritatea din Parlamentul European, care au făcut-o și până acum. Deci, Partidul Popular European, UDMR și PNL, cu socialiști, socialdemocrații europeni, PSD-ul, cu Renew Europe, USR, și cu Verzii, care acum au un reprezentant din România, pe domnul Ștefănuță, care a intrat independent și care este singurul verde din România. Deci, nu e ok. Cetățenii nu se așteptau la asta. Am primit și foarte multe reproșuri. N-am putut să spun altceva decât că noi nu am sprijinit-o pe Ursula von der Leyen prin votul nostru al UDMR-ului. Colegii noștri de la PNL au susținut-o, așa cum a susținut-o și Partidul Popular European. Acum vom vedea, pentru că domnia sa a făcut multe promisiuni politice. Să vedem ce se materializează din ele și să vedem cât de puternică presiune poate să pună Parlamentul European pe ceea ce face Comisia Europeană. Dar, sigur, trebuie să înțelegem un lucru. Și cei care au votat verzii și cei care au votat liberalii sunt la fel de alegători cum sunt alegătorii care au votat conservatorii, au votat-o pe Meloni în Italia sau alți lideri conservatori, l-au votat pe Orban în Ungaria. Deci trebuie să luăm la cunoștință aceste lucruri și va fi o perioadă, m-ați întrebat dacă va fi greu mandatul, va fi mai greu decât oricare din ultima vreme, pentru că, printre alte motive, e războiul, e Israelul, e tranziția energetică, este probabil, va fi Trump la Washington și așa mai departe, dar pe lângă aceste motive mai avem o chestiune interesantă, o majoritate de centru-stânga în continuare în Parlamentul European vis-a-vis de o majoritate de centru-dreapta conservatoare și creștin-democrată în Consiliul Uniunii Europene, unde guvernul socialist de la Berlin va pierde alegerile anul viitor, vor veni și acolo creștin-democrații și atunci avem două mari instituții care sunt cu majorități, n-aș spune diametral opuse, dar diferite. Și avem o Comisie Europeană care normal ar trebui să fie neutră din punct de vedere ideologic. În ultimii 5 ani nu a fost. Acum să vedem ce se va întâmpla în această nouă perioadă. România este reprezentată de către 33 de eurodeputați care au fost aleși de către cetățenii acestei țări. Deja am avut parte și de notorietate negativă, putem spune, în presa din întreaga Uniune Europeană și mă refer aici la scandalurile ce au fost iscate de către doamna Diana Șoșoacă în Parlamentul European. Ați fost acolo aproape de dumneavoastră atunci când au fost lansate aceste, nu știu cum să le catalogăm, gesturile dumneavoastră. Deci eu am fost întrebat și în campania electorală despre ce se va întâmpla dacă naționaliștii extremiști intră în Parlamentul European și am spus încă de atunci, Parlamentul European este un loc puțin diferit de Senatul sau Camera Deputaților de la București, pentru că acolo, dacă faci scandal, ești condus afară. Sigur că poți să faci scandal și pe coridoare. Și evident că gestul nepotrivit, eu nu cred că ne-a făcut vreo onoare sau a făcut vreo onoare nici măcar alegătorilor doamnei respective. Scandalul din plen a durat câteva secunde pentru că doamna a fost scoasă din sală și așa va fi de ori de câte ori este regulile nevoie. Sunt alte, deci astea totuși sunt regulile. Sigur că există sancțiuni care vor fi aplicate în mod proporțional, deci dacă se întâmplă în fiecare săptămână, atunci după o vreme doamna va fi exclusă de la lucrări, deci nu va putea participa pentru două, de la două până la ori câte zile este nevoie. Un singur drept nu-l pot suspenda niciunui europarlamentar, nu pot suspenda dreptul de a vota. Deci la sesiunile pentru vot nimeni nu poate fi dat afară, dar evident că dacă începi să faci scandal, vei fi dat afară din timpul sesiunii, chiar dacă este de vot.
Însă nu ți se poate restrânge accesul la început. Te duci, participi, dacă începi să țipi, să faci scandal, să faci circ, atunci vei fi condus afară și vei putea continua circul pe coridoare. Nu cred că acesta este modul prin care se pot obține rezultate pentru România. Nu cred că acesta este modul prin care pot fi avansate acele obiective politice, deși acum trebuie, încerc să evit o capcană în discuția cu dumneavoastră. Nu dumneavoastră mi-ați întins-o, dar ea există, politic vorbind, în acest discurs. Și anume, oamenii care acum mă ascultă pe mine și care au votat eventual acele partide politice, este dreptul lor și eu respect acest drept legitim, ar putea spune, păi du-te mă încolo că tu nu ești, ești yes-man-ul de la Bruxelles și nu reprezinți interesele poporului. Adică noi toți în politica românească, UDMR, PSD, PNL, indiferent cine, greșim dacă nu luăm la cunoștință nemulțumirea adâncă și profundă care este în România, în foarte mulți cetățeni. Nu știu procentul. Să vină sociologii să facă analize, să vadă comportamentul electoral și cum reflectă acest comportament electoral nemulțumirea, dar nemulțumirea este justificată. Când îi vedem pe aceia care sunt perdanții tranziției, oameni și familii cu pensii foarte mici, oameni și familii cu salarii mici, oameni ținuți de ani de zile la salariul minim pe economie, oameni care nu au bani să-și trimită copiii la școală, oameni care nu pot să facă naveta pentru că nu se pot deplasa dintr-o comună pierdută undeva în zona montană a județului Hunedoara, spre exemplu, și nu au asigurate condițiile pentru a face naveta, pentru a merge să caute un loc de muncă. Toate aceste persoane, până la urmă, sunt membrii unor familii. Toate aceste familii au copii. Deci noi, de fapt, sacrificăm niște generații cu această inegalitate care în România în ultimii ani, din păcate, a crescut. România este cea mai inegală țară a Uniunii Europene. Și asta este un lucru foarte, foarte serios, pentru că degeaba avem, nu degeaba, evident că e foarte bine că avem comunități foarte prospere la Cluj, la Timișoara, la Iași, la București și așa mai departe, acolo unde sunt companii multinaționale, unde sunt locuri de muncă, unde se dau salarii onorabile, zic eu, și costul vieții este pe măsură, bineînțeles, dar atâta vreme cât prezența acestor comunități foarte prospere este în contrast cu comunitățile uitate, cu oamenii uitați, cu oamenii care nu au șanse, atunci noi nu vom putea elimina această manifestare politică a nemulțumirii. Deci asta este, eu nu sunt atât de materialist dialectic încât să consider că toate problemele se rezolvă prin măsuri economice. Dar totuși, multe probleme au soluție prin măsuri economice, prin această micșorare a inegalității. Evident, eu nu gândesc că trebuie să-i trag înapoi pe cei care sunt sus pentru a împărți. Nu sunt Robin Hood și nu sunt nici social-democrat. Dar cred că trebuie să găsim niște politici economico-sociale care să diminueze inegalitatea din societatea românească. Mai avem aproximativ 7 minute din această emisiune și vreau să discutăm și despre ce urmează să se întâmple în România, pentru că, iată, deja sunt puse la punct destul de multe scenarii în ceea ce privește și alegerile prezidențiale și cele parlamentare din acest, care sunt programate pe acest sfârșit de an. Sunt multe discuțiile, sunt multe și problemele, iată, la nivelul unor partide, pentru că PSD în continuare nu a ieșit cu un candidat oficial, să spunem. În egală măsură sunt discuții cum că cei de la PSD ar urma să-l susțină pe Mircea Joan în această campanie. PNL are deja un candidat și UDMR cu siguranță va avea un candidat pentru alegerile prezidențiale. Cum vedeți dumneavoastră tot ceea ce se întâmplă la nivelul țării în ceea ce privește aceste jocuri deocamdată politice, să le spunem? Acum, noi am spus în campanie și înainte de în pregătirea campaniei pentru Parlamentul European și pentru alegerile locale, că aceste alegeri pe care noi acum le avem nu sunt pentru un mandat, ci sunt practic pentru 10 ani, pentru cel puțin un deceniu. Vor
defini calea pe care merge România. Și dacă ne uităm la trecut, la ultimii 20 de ani, vedem că o președinte odată instalat are șanse foarte mari pentru a câștiga și al doilea mandat. Asta înseamnă 10 ani de zile cu președintele pe care încă nu-l cunoaștem nici măcar tentativ, pentru că nu știm cine vor fi candidații. Eu n-aș mai vrea acum să mai adaug încă o analiză, pentru că vă pot și eu vorbi despre ceea ce vedem noi din UDMR că se întâmplă în țară, despre faptul că vedem că până la urmă PSD-ul, dacă te uiți înapoi 20 de ani, vei vedea că președintele e cel care candidează, pentru că altfel pierde partidul. Vin să vă spun că câștigarea președinției este de fapt acum campania cea mai spectaculoasă. Dar bineînțeles că în subsidiat toată lumea se gândește și la Parlament, pentru că toată lumea se gândește la următorul guvern. Evident că eu cred că în România trebuie să nu ajungă să guverneze naționaliștii extremiști, deci eu nu cred că este vreo cale prin care participarea la guvernare a extremiștilor poate fi o soluție pentru România. Cred în același timp că participarea la guvernare a UDMR-ului poate fi o soluție pentru România. Noi, evident, exact așa cum suntem în Hunedoara, micuți la nivel județean, tot așa suntem și la nivelul țării. Dacă iei țara ca referință, întreaga Românie, noi avem 6,5% și nici nu vom putea avea mai mult. Așa că am o știre să vă dau. Nu cred că vom câștiga alegerile pentru președintele României. Deci, sigur că vom avea candidat. Evident că va trebui și în septembrie vom lua decizia cu privire la persoana candidatului. Va fi președintele partidului, nu? Este că așa ar cea mai să fie mare șansă normal pentru a fi președintele. Până acum în UDMR nu mereu a fost președintele UDMR, pentru că noi am avut un candidat foarte simpatic și cu mare succes în anii 90, pe domnul Frunda Gheorghi, care nu era președinte UDMR. Era un membru marcant, senator UDMR, dar nu era președinte. Apoi am avut și pe președintele Morco și ulterior, de 3 ori succesiv, pe președintele Kelemen Hunor, candidat pentru președinție. Vom decide. Nu știu să spun acum. Vom decide, dar cu siguranță că vom avea un candidat, iar acest candidat va trebui să spună opiniile noastre despre problemele României. Atenție! Nu despre problemele comunității maghiare în mod exclusiv, ci opiniile comunității maghiare despre situația și problemele României. Eu cred că am dovedit până acum loialitatea noastră, mereu, și cred că guvernul României până anul trecut, când am fost poftiți afară de la guvernare, a fost mai performant decât este în ultimul an de zile sau un an și ceva de când am fost eliminați din guvernământ, și pentru motivul profesionalismului politicienilor noștri, dar și pentru motivul echilibrului pe care l-am furnizat mereu, adică într-o coaliție în care ești între 4 ochi și sigur că între 4 ochi trebuie să găsești soluții, dar când ieși din cameră trebuie să fii competitor, pentru că sunt și colegii noștri PSD-și și peneliști în alegeri, da? Eu cred că calmul pe care noi îl aducem, haideți, stimați colegi, ne așezăm la masă și discutăm puțin cu capul limpede pentru a găsi soluții. Cred că este o contribuție bună și noi dorim să continuăm această contribuție dacă se poate, dacă nu se poate, asta deci chiar este. Dacă ați fost excluși de la guvernare, după alegeri urmează PSD, PNL. După alegeri urmează o nouă, combinație, pentru că urmează și un nou președinte. Deci eu mai am o informație, nu, o avem cu toții, o informație sigură despre președintele României, nu va fi Klaus Iohannis. Deci președintele României asta nu va clar fi Klaus Iohannis, așa că nu va fi nici ungur, dar nu va fi nici Klaus Iohannis. Deci vom avea un nou președinte care va trebui să desemneze un candidat pentru poziția de prim-ministru din rândul partidelor cu majoritate parlamentară. Da? Și atunci se va aplica Constituția într-o nouă compoziție parlamentară. Așa că, revenind la sau ajungând la campania pentru Parlamentul României, evident, această campanie, și vedeți și dumneavoastră, campania pentru prezidențiale și pentru parlament a început deja, sau, mă rog, campania nu s-a oprit nicio clipă.
Așa cum noi n-am avut încă concediu în Parlamentul European, nu mi se pare nici că politicienii din România ar fi avut prea mult concediu sau prea multă vacanță. Poate acum două săptămâni în luna august, că după știți care cum este. Vor avea cu siguranță după multe care începem în din nou. Așa teritoriu, că, în întreaga țară până la urmă. Sigur, eu pot să aduc asigurări că noi în județul Hunedoara, ceea ce depinde de competențele mele, în mod direct sunt președintele organizației noastre județene, nu ne vom lupta cu nimeni, nu vom ataca pe nimeni, nu am făcut-o niciodată și nu avem dorința aceasta. Eu sper că nu putem avea deputat decât din redistribuire, dar sper că șansa ne va zâmbi. În orice caz, știți cum e povestea cu cel care vrea să câștige la loto? Păi nu poți să câștigi dacă nu ți-ai cumpărat los. Noi vom cumpăra los, adică ne vom face treabă în următoarele 3 luni, până la alegerile de la 1 decembrie, o să fim harnici, o să-i căutăm pe membrii comunității noastre, o să discutăm cu colegii din politica județeană, în așa fel încât să avem rezultatul, repet, să facem pe 1 decembrie un fel de 9 iunie, din punct de vedere al UDMR-ului, adică să avem rezultate bune și apoi, sigur, așteptăm decizia electoratului, pentru că electoratul, așa cum pe 9 iunie electoratul a decis, tot așa pe 1 decembrie electoratul va decide. Ar mai fi fost multe subiecte pe care am fi putut să le abordăm astăzi. Din păcate, timpul este, ca de obicei, dușmanul nostru, dar vă așteptăm după această mini-vacanță, să-i spunem, pe care o aveți și dumneavoastră. Vă așteptăm din nou aici la noi în platou mai multe noutăți și poate și o rază de speranță pentru hunedorenii noștri care ne urmăresc. Eu vă mulțumesc frumos, le doresc concediu plăcut și celor care încă nu au fost în concediu dintre cei care ne urmăresc și să ne vedem sănătoși în luna septembrie. Mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!